Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să ne ridicăm să citim câteva versete. Pe când se aflau ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el: ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Mulțumesc Domnului că suntem împreună la această frumoasă părtășie și azi s-a împlinit o parte din prorocia făcută pentru evrei din Zaharia 12:10, că voi turna peste casa lui Israel și peste Ierusalim un duh de îndurare și de rugăciune. Și astăzi Domnul v-a dat vouă duh de rugăciune, lăudați să fie Domnul! Mă uitam peste adunare, pe câți cunosc aici, pe fratele Radu ne-a mai întâlnit, mai bine și mai de mult pe fratele Ilie, pentru care am tot respectul, și el a fost motivul pentru care am venit, că nu pot să-l refuz. Dar mă bucur de voi, am mai fost la dumneavoastră și doresc pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Vorbind despre Duhul Sfânt, aș vrea să vorbesc despre nevoia de Duh Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt, în primul rând, ne ajută în procesul sfințirii. Spune în Romani 1:4, Duhul Sfințenie. Sau în Romani 8:12-13, da, că umblați după faptele firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii, veți trăi. 1 Petru 1:2 spune, prin sfințirea lucrată de Duhul. Și Pavel merge până acolo că pe pocăiți îi numește frați sfinți. Cine lucrează sfințirea aceasta? Sfințirea nu e un instantaneu, o clipă. Sfințirea e un proces. 2 Corinteni 7:1, fiindcă avem astfel de făgăduinți, fraților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Nu ne putem sfinți prin firea pământească. Nu ne putem sfinți prin ambiția noastră, prin voința noastră, prin educație, prin cultură, printr-o genă bună moștenită, nu. Sfințirea se face numai cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea doresc ca Domnul să ne umple pe toți cu Duhul Sfânt, că fără pace și sfințire nimeni nu vedea pe Dumnezeu. Dar noi vrem să ajungem acolo unde ne-am pornit. Și dacă în Vechiul Testament sfințirea cădea cu precădere pe cort, unelte și templu, în Noul Testament, amintea fratele Liviu, sfințirea cade, pune accentul pe fiecare credincios în parte. Repet 1 Corinteni 3:16, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 6:18-19, de aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său, dar trupul vostru îi templu Duhului Sfânt. La facerea cortului și la facerea templului, Dumnezeu a dat niște recomandări precise. Nu aveai voie să vii cu adăugiri, nu putea Moise și Aaron să pună după fantezia și imaginația lor. Trupul nostru are reguli precise date de Dumnezeu și Sfânta Scriptură. În ce privește curățirea, în ce privește hrana, în ce privește îmbrăcămintea și în ce privește toată activitatea trupului. Că noi nu mai suntem mai noștri, noi suntem mai Duhului Sfânt. Să ne dea Domnul înțelepciune. Că în Isaia era o făgăduință făcută pentru odraslă, Duhul Domnului se va odihni peste el. Știți, mi-am pus problema de multe ori. Oare Duhul Sfânt în mine se odihnește? Sau luptă? Sau lucrează?
Când om ajunge la starea aceea de desăvârșire în care Duhul Sfânt să-și găsească odihna, să vină Duhul Sfânt în mine, dar să nu mai aibă nimic de corectat, de îndreptat, de cioplit, vorba noastră a tâmplarilor, da? Și probabil că niciodată aici, când 2 Corinteni 10 cu 3 spune, noi trăim în firea pământească, dar nu mai umblăm călăuziți de firea pământească. Poate când om ajunge acasă, la casa aceea la care ne-am pornit și care vom ajunge, acolo Duhul Sfânt se va odihni, nu mai lucra în noi, nu mai munci. Vreau să vorbesc ceva despre Duhul Sfânt, dar predica azi are 2 limitări mari puse. 1. O limitare pusă de timp. E foarte mult de vorbit despre Duhul Sfânt, nu ne încape vremea. Și a doua limitare e de cunoaștere. Eu nu știu să vorbesc totul despre Duhul Sfânt. Atât e de mare lucrarea asta. 1 Corinteni 13:9 spune, noi cunoaștem în parte. O bucățică mică, mică cunosc acum. Dar când va veni El, acest în parte va dispare și vom cunoaște totul de plin și vom fi ca El. Slavă Domnului! Avem nevoie de Duhul Sfânt în procesul sfințirii. Avem nevoie de Duhul Sfânt în slujirea noastră. Că în slujire ne trebuie multă, multă, multă înțelepciune. Și vine 1 Ioan 2 cu 27 și spune, ungerea pe care ați primit-o vă învață toate lucrurile. Noi nu ocărâm școlile și pregătirile, eu sunt pentru. Dar la un moment dat, Sfânta Scriptură e o taină. Nu poate priceperea, filozofia, deștepță lumii să pătrundă tainele acestea. Numai Duhul Sfânt ne aduce aceste descoperiri, aceste revelații. Și spunea Ioan, ungerea, care nu e o minciună și e adevărată și e în noi, ne învață toate lucrurile. Domnul să ne dea înțelepciunea aceasta. Că spune în Iacob, capitolul 3, versetul 17, înțelepciunea care vine de sus, întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, nefățarnică, plină de roade bune. Asta e adevărata înțelepciune care ne-o dă Dumnezeu. Să ne dea Domnul înțelepciunea asta. Ea n-are de a face cu pregătirea academică, cu IQ-ul tău, cu coeficientul de inteligență. Este un alt fel de înțelepciune. Și înțelepciunea asta vine prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt. Ai nevoie de înțelepciune? Ai nevoie de Duhul Sfânt. Și manifestarea acestei înțelepciuni nu-i numai prin cunoaștere. În Iacob capitolul 3, versetul 13 spune, dacă cineva este înțelept sau priceput, să-și arate prin faptele lui bune blândețea, înțelepciune. Deci înțelept ești nu numai când știi, înțelept ești când faci. Că dacă eu aș fi bun, roada Duhului, Galateni 5, 22, roada Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea. Și mă opresc aici, eu am în mine multă bunătate. Cine ar vedea roada asta? Dar următoarea roadă e exprimarea celei din tâi, bunătatea, facerea de bine. Că bunătatea se exprimă prin facere de bine. Înțelepciunea nu să ai 7 diplome, nu-i să faci nu știu câte școli, să citești, să stai cu nasul în nu știu ce cărți sau chiar în Biblie. Înțelepciunea se manifestă și prin împlinire, prin faptele bune. Să-și arate prin faptele lui bune blândețea înțelepciunii. Doamne ajută-ne! Deci în slujirea noastră avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de putere. Că așa la voi acum e frumos de predicat și îmi place să predic. Dar avem momente când mergem la căpătâiul unui bolnav. Și sunt nenumărate cazuri. Ai momente când ajungi în fața unui îndrăcit, unor oameni violenți. Și acolo nu mai merge nici cu diplomă, nici cu legitimație, nici cu funcțiile, frate Radu, toate funcțiile. Acolo ești tu și un duc demonic cu care trebuie să lupți. Ai nevoie de putere? Ai nevoie de mare putere. În ultima vreme, parcă s-au slobozit din adânc niște duhuri de depresie.
foarte multe duhuri de depresie, ajung la gânduri de sinucideri, gânduri de teamă. Venind încoace, ne-am oprit undeva în Cluj, o mamă tânără care plânge și spune: nu pot dormi, mă tem. Și v-aș putea relata multe astfel de cazuri. Când ajungi în fața luptei, a bătăliilor, că noi nu avem de luptat cu carnea și sânge, Efeseni 6, da? Ci avem de luptat împotriva căpeteniilor, a domniilor, a stăpânilor. Și avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne dea ei putere. Amin. Să ne umple Domnul cu Duhul Sfânt. Amin. Aveți nevoie de putere? Amin. De puterea rugăciunii care s-au vorbit. Iacob 5 cu 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Avem putere în rugăciune? Domnul să ne dea. Dacă ai putere în rugăciune, ai nevoie de Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt îți dă puterea aceasta. Ai nevoie de putere în mărturisire. Voi veți primi o putere și îmi veți fi martori. Ce înseamnă martori aici? Nu numai întotdeauna să spui că Domnul e bun, că Domnul ne-a mântuit, da, și asta. Dar să ai o rezistență la prigoană, la chinuire. Oamenii ăștia nu puteau să reziste. Citiți, vă rog, istoria creștinilor de la început, de când au început și până acum. Nu puteau să reziste dacă nu îi întărea Duhul Sfânt. Mama îmi povestea că ea, când avea 6 luni, a rămas orfană de mamă. Și când avea 5 ani, pe bunicul meu l-a condamnat la Cernăuț pe 25 de ani. În luna februarie, bătut din post în post, l-a dus desculț pe gheață și zăpadă. Și-a făcut 4 ani și 8 luni. Povestea frate Bardan de la Adâncata, când i-a arestat părinții, copiii au ieșit la poarta casei. Și a zis că nu știu de ce, mama și tata nu se uita la noi, se uita la vecinul. De ce? Păi erau copiii pe poartă, rămâneau, ei plecau la Cernăuț. Mulți din Volovăț s-au arestat într-o noapte, 30. 4 surori au murit în pușcărie. Cine îți dă puterea asta să lasă acasă copii, să lasă familie, să înduri suferință? Sora Cârlan Ruxandra de la noi din sat o lăsa familia acasă și o pleca la Cernăuț pe 25 de ani. Pe sora asta eu am înmormântat-o. Fratele Coroamă de la Bilca spunea: aveam 11 ani când mi-au arestat amândoi părinții. Și ca să te duci să mori pentru Domnul, să nu dai înapoi, să nu te lapezi de credință, acolo nu firea noastră o face, acolo numai Duhul Sfânt întărește. Acum azi vrem de libertate. Ieri m-a întrebat un frate, sau seară, frate Radu Mareș, de o prorocie, spune: bunicul, când era în pușcărie, se adunau la rugăciune și a fost o lucrare, va veni o vreme de libertate. Vă veți bucura cu ușile și ferestrele deschise, iar ție, fâșcule, îți voi da cheile temniță. Era o nebunie să crezi. Fratele Fâșcu era un frate din Sucevița, băiatul lui a fost coleg de serviciu cu mine, mecanic locomotivă. Când a înturnat România armii la insurecție armată, a venit colonelul Neamț, l-a luat pe Fâșcu și a spus: ia cheile de aici, noi plecăm în Germania. Dă drumul întâi la toți pocăiții tăi. Ăștia să plece primii. Dă drumul mai târziu la deținuții de drept comun. Și la urmă dă drumul la toți criminale, dar dă-ne un timp ca să fugim, să nu ne ajungă din urmă. Și ce-o vorbi Duhul Sfânt s-a împlinit. Acum, eu nu sperii pe nimeni, dar din loc în loc, Duhul Sfânt spune că vor veni iarăși încercări peste poporul Domnului. Nu am rezistat cu firea noastră, cu pregătirea noastră, cu, repet, relațiile noastre. Numai Duhul Sfânt e acela care ne întărește. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Vă propuneți să căutați umplerea cu Duhul Sfânt? În slujirea noastră avem nevoie de dragoste. Și Roman acolo 5, la început 1, lui datorând starea, versetul 2. Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin... Pentru unii e o nebunie, domne. Fac unii rău și vin oamenii legi și spune: domne, fă-i plângere. Nu, eu îl iert. Domne, ce cu dumitale? Sunt atâtea cazuri din astea. Când o dragoste ilogică, nu se poate explica, cum mai poți să-l iert? O să-l iert.
Eram într-un sat, într-un oraș, în România, nu vă spun mai multe detalii, și fratele Moloci a fost primit în ospeție, cum spun basarăvenii. O dormi și dimineața îi spune la fratele păstor din casă: măi, cine o dormi la tine în patul ăsta? Că aici a dormit un pește mare, mort. Păstorul îi spune: da, aici a dormit ginerele meu, care mi-a omorât fata. Și când a ieșit din pușcărie, nu a avut unde să vină și a venit la mine. Tata socul, n-am unde să mă duc. Și am spus: vine la mine și dorm aici. E un păstor din Ardeal, îl cunosc bine. Măi, ce logică a avut omul ăsta, că ginile lui care i-a strâns în Anglia fata de gât până a murit și a îngropat-o, a venit să-l primească în casă, să-l pună la masă. Nu, e prea de tot. Da, nici eu nu chiar pricep. Dar ce face Duhul Sfânt, noi nu pricepem. Dar știu că în lucrarea de slujire avem nevoie de dragoste. Și Dumnezeu să ne-o dea. Nu o dragoste firească din 2 Timotei 3, fără dragoste firească. Nu, nu. E vorba de dragostea care ne-e turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Avem nevoie de Duhul Sfânt în procesul sfințirii, în slujirea noastră de putere. 1 Petru 4,11: dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea care o dă Dumnezeu. Doresc ca la toți slujitorii de aici să le dea Domnul putere. Dar slujirea, nu uitați, are două dimensiuni. Are una strict religioasă, la amvon, predici, cânti, prorocești, rogi. Dar are o latură socială. Că am întrebat odată într-o adunare cu o mamă care se teme de Domnul, a născut mulți copii și stă tot ziua acasă și se opărește la oală și schimbă pampers și piaptănă fetele și le face ghiozdanele, în timp ce altele sunt foarte comode. Nu ăsta e subiectul predicii. Dar o mamă care are copii și poate nici nu poate veni la adunare, care are copii bolnavi și că soțul e slujitor și trebuie să meargă, considerați asta o slujire înaintea Domnului? Da. Eu da. Eu spun da. Și Domnul să binecuvinteze pe toți ce fac lucrul acesta. Avem nevoie în procesul sfințirii, în slujire, și eu mai am nevoie de Duhul Sfânt, că dacă Duhul Celui ce a înviat, Romani 8,11, pe Hristos din cei morți, locuiește în trupurile noastre, ne va învia și pe noi. Fraților, eu nu pot explica răpirea, nu știu cum e răpirea, dar știu că atunci când va veni Domnul, însăși Domnul, asta e o onoare grozavă. Când merge un președinte din stat într-o altă țară, îl întâmpină președinte. Când merge un prim-ministru, așa sunt uzanțele, îi iese prim-ministru. Când o să vii după cei din Oradea, o să vină însăși Domnul. La oameni amărât, la oameni săraci, la oameni disprețuiți, când s-o citi, suntem sătui de dispreț. După voi o să vină însăși Domnul. Nu trimite după voi un arhanghel, nu trimite un înger, însăși Domnul, că El e mire, noi suntem mireasă. Cum va fi, nu știu, dar știu că asta transformare o face Duhul Sfânt. Că va învinge forțele gravitației. Știți explicația cu răpirea? Mi-a plăcut. Unul, ca să explice răpirea, o amestecat niște pilitură de fier cu niște meguși și când a trecut cu magnetul pe deasupra, numai pilitura a luat, celălalt de gunoi a rămas. Știți cum va fi la răpire? Când va veni Hristos pe nori, Duhul Sfânt care este în noi ne va lipi de Hristos. Degeaba, eu am copii, am băieți și fete. Mulțumesc Domnului, botezați toți cu Duhul Sfânt. Și la noi aproape toată adunarea, tineri de prin clasa 8-a, 9-a, nu cred că avem nebotezați cu Duhul Sfânt și cu darul duhovnicești. Și mulțumim Domnului. Ați avut, măi, o făgăduință bună, măi, azi. Că unor tineri Domnul vrea să le lasă din darurile sale. Măi, hai să ne sfințim, să ne pocăim, să umblăm după lucrurile de sus, să ne dea Domnul darurile astea. Când va veni Hristos, eu am spus și la copiii mei, nu contează, măi, că eu sunt păstor. Eu n-am să pot lua un copil în braț, spun: Doamne, el și pe dânsul.
dacă nu are Duh Sfânt, nu? De Duhul Sfânt îl răpește cel care are Duh Sfânt. Să vă dea Duhul Sfânt la toți. Și să fiți plini de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duh Sfânt. Hai să intrăm puțin, dar numai puțin, în problema botezului cu Duhul Sfânt. Eu acum vă spun, am vrut dimineața să vorbesc niște generalități, apoi să vorbesc despre daruri specifice. Darul vorbirii în limbi și tâlmăcirii, darul prorociei, darul cunoștinței, darul deosebire, dar ne trebuie mult pentru un singur dar. Rămâne la generalități. Un paradox. Numai în cultul penticostal se pune o întrebare, tot mai des. Este botezul cu Duhul Sfânt condiție de mântuire? În toate cultele creștine nu se pune întrebare. Ortodoxi nu. La ortodox, sigur, botezul cu Duhul Sfânt e condiție. La catolici tot, la cultele protestante, baptiști, creștini, este. Numai penticostali atât au despicat firul, atât au cercetat și din cauza copacilor nu au mai văzut pădurea. Este oare condiții de mântuire? Bine, în accesiunea lor. Ortodoxi au tainele lor, au botezul în apă și au mirungerea. Că îl unge cu mir și el spune, ăsta e Duh Sfânt. Dar ei nu acceptă încreștinarea fără mirungerea. Că el trebuie să fie botezat în apă și cu Duhul Sfânt. Frații noștri, baptiști, creștini, au o înțelegere din Efesenul 1 cu 13 în felul lor. Când ai primit cuvântul, ai primit Duhul Sfânt. Dar ei nu spun că nu trebuie Duhul Sfânt. Numai penticostale, atâtea studii au făcut și atâtea conferințe, că se naște întrebarea asta, dai condiții de mântuire? Cei care au auzit cuvântarea lui Petru din Fapte 2 cu 37 au rămas străpunși în inima lor și au zis lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și cu multe alte cuvinte îndemna, sfătuia și le spunea, mântuiți-vă! Deci aici mântuirea are trei condiții pe care o scoatem noi din ecuația asta a mântuirii. Vreți să fii mântuiți fără pocăință? Nu vreți? Dar vreți să fii mântuiți fără botez cu în apă? Dar vreți să fii mântuiți fără botez cu Duhul Sfânt? Fraților, noi nu predicăm excepțiile. Sunt excepții care le face Dumnezeu, că El e suveran. Noi predicăm regula. Asta e regula. Că cineva mă întreabă, păi, dar tâlharul de pe cruce a fost botezat cu Duhul Sfânt? Nu a fost botezat nici în apă, nu a luat nici cina. Nu a făcut nici spălarea tâlharul. Domnul îi spune, azi vei fi cu mine în rai. Eu nu de aici predic. Eu predic din Sfânta Scriptură regula care este. Și atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, eu am definit trei etape scurte, ușor de ținut minte, că le-am pus cu litera P. P la puterea treia, sau cum spune în matematică. E o etapă de pregătire, prima dată, pregătirea. Apoi primirea efectivă, când ești botezat, a doua. Și a treia e păstrarea. Că după ce ai primit Duhul Sfânt, trebuie să-L păstrezi aici în inimă. Pregătirea ce înseamnă? Învățătură. În etapa de pregătire înseamnă, vine întâi învățătura. Și învățătura noi o avem, botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment, o lucrare care se întâmplă după nașterea din nou, este un proces unic și are ca semn distinct exterior vorbirea în alte limbi. Că am predicat odată într-o adunare mare și am întrebat, frate Dragoș, dar un mut, cum știi că a fost botezat cu Duhul Sfânt, că el nu vorbește în alte limbi? Și iarăși o trebuie să săpăm un pic mai adânc. Dar acum trecem pe deasupra numai, da? Deci botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment unic, se întâmplă odată, după convertire, că Domnul spunea Ioan, lumea nu-l poate primi. Trebuie să fii convertit. Acum, distanța de la convertire, de la nașterea din nou până la botez, nu-i precisă în Scriptură. Că au venit oameni din lume, au intrat în stăruință și au primit botezul. Și a spus, cum mă, unde-i pregătirea lui? Nașterea din nou poate fi un proces foarte rapid.
El la o rugăciune, o plâns, o mărturisit, o recunoscut și Dumnezeu l-a primit. Dar în etapa asta de pregătire este învățătură și la învățătură avem o problemă. Semnul vorbirii în limbi. Trebuie sau nu trebuie la botez? În cele 5 cazuri din Noul Testament, în 3 se arată explicit că s-au vorbit în alte limbi. În 2 nu se arată explicit. În Samaria, dar spune că Simon, când a văzut că darul Duhului Sfânt se dă prin punerea mâinilor, i-a dat banul Petru și Ioan, dați-mi și mie puterea aceasta. Deci au văzut că la primirea Duhului Sfânt se vede și se aude. Așa spunea Apostolul Petru, coturnat ce vedeți și auziți. Ce se aude? Dacă nu vorbirea în limbi, nu? Și la botezul, la Saul, când vine Anania, m-a trimis Domnul să te umpli de Duhul Sfânt. Dar n-arată că a vorbit în limbi. Eu stăm la de vorbă cu un frate, spune, frate Dragoș, eu am primit Duhul Sfânt exact ca Saul din Tars. De cum adică? Păi ce, arată acolo că a vorbit? Eu am primit Duhul Sfânt fără vorbire. Mă, ce bine că ai primit ca Saul, măi. Că el spune în Corinteni, cât despre mine eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi tăți. Înseamnă că tu vorbești în alte limbi mai mult decât mine. Da, nu vorbesc, nu am primit Duhul Sfânt. Fraților, hai să nu sucim căile drepte ale Domnului. Deci din 5 cazuri, în 3 arată explicit că s-a vorbit în altă limbă și în 2 e o deducere logică că s-a vorbit în altă limbă. Învățătura e urmată de o pasiune, tot în etapa de pregătire. După ce ajung la concluzia că ai nevoie de Duhul Sfânt, de botez, începi să dorești Duhul Sfânt. Greșeala noastră de multe ori aduce la stăruință oamenii care nu-și doresc botezul. Hai mă, vine și tu, hai vine și tu. Și noi mijlocim, îi ajutăm în rugăciune și el șterge sudoarea, se uită în oglindă, verifică telefonul și eu răgușesc lângă el. Eu mi-aduc aminte când am primit Duhul Sfânt, câte zile de post, câte rugăciuni noaptea. Mă trezeam și mă rugam în continuu, Doamne, alții primeau, eu nu primeam, eu mai am o vorbă, copilul cu capul mare se naște greu. Eram tare rațional, eram pe la liceu, să nu grăiesc rău, să nu grăiesc de la mine, să nu așa ia, și greu am primit. Așa aveam o dorință, visam că vorbesc în alte limbi, mă trezeam dimineața și nu. Și plângeam înaintea Domnului, nu vă spun câtă dorință era până când Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt. Acum vin alții care aproape n-au nevoie. Eu vreau să primească botezul și el nu vrea. Fratele Liviu are o experiență frumoasă, nu am putin să vă spună. Era un frate mai în vârstă în adunare și era rușinii să stăruiască. Copiii ăștia îți mai creduli. Ești mai credul, n-am atâta logică, îi cred, Domnul îi botează. Ăștia și predicatori, și mai logici, și mai cu mine, dar cum, dar de ce? Și fratele nu mai stărui și a spus, bă, mi-e și rușine, măi, un bătrân, născut în pocăință, n-am primit Duhul, stăruiesc cu toți copiii. Și fratele Liviu spune, măi, hai că mergem acasă la tine, luăm câțiva frați, aha, din vârsta noastră, ca să luăm te vadă copiii cum stăruiești, hai! Se duc acasă, îl pune pe fratele în mijloc, ei toți frații încep, Doamne, botează, Doamne, frații se rugau, stăruiau. Când deschide ochii, ăla nu mai era în mijloc. Mai stau frații un pic, ăla venea de afară. Spune-mă, dar unde a fost? Zic că lătra câinele, am fost să văd cineva. Deci ăștia care stăruiau, îl ajutau, nouză câinele și ăla care trebuia să fie cel mai concentrat, el auzea latră câinele. De ce e atâta muncă aici? Că de multe ori nu suntem pregătiți. Etapa asta de pregătire e neglijată. Asta înseamnă învățătură, înseamnă pasiune și mai înseamnă ceva, curățire. Că nimeni nu pune burduf nou, adică vin nou, într-un burduf vechi. Nici nu rupi dintr-o haină nouă un petic să pună la una veche. Fraților, surorile mele, înainte de a intra la stăruință, trebuie să ne curățim. Acum Duhul Sfânt nu-L primim pentru vrenicia noastră. Așa cum la cine, eu mă rog, Doamne, nu-s vrenic, învrenicește-mă Tu. Noi îl primim că Dumnezeu e bun și ne-L dă.
Dar și din partea noastră trebuie să... Nu putem umbla cum vrem, ne îmbrăcăm cum vrem, sau nu ne îmbrăcăm, sau așa, și când este ruință, Doamne. Păi Duhul Sfânt intră într-un trup smerit, umilit, într-un trup curat, într-un trup păstrat pentru El. Eu nu aduc gunoaie din altă parte, dar eram o dată la stăruință în diaspora. Și vine un tânăr la mine și spune, na, frate, băi, ai ceva de mărturisit, bă, că nu... Frate, m-am mai uitat la lucruri murdare, așa. Era vineri seara. Zic, măi, ultima dată, când te-ai uitat? O să ca seara. Apoi, măi, aseară tu stai tătă noaptea și vizionezi niște murdării, niște gunoaie și a doua zi vii să te boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Ne trebuie, fraților, o dorință de a ne curăți, de a ne păstra pentru Dumnezeu. Spuneți amin la asta? Amin. Nu prea. Nu, eu nu cer amin. Odată am învățat la niște predicatori, hai să vă spun asta, e câte un predicator, un flăcăraș, spune amin, amin, fraților, amin, și atunci are, și mie mi-a plăcut. Și am împrumutat și eu asta. Și m-a întrebat, amin, fraților, adunare, amin. M-a dus în Basarabia la Corjăuț, adunare mare, mult mai mare ca asta. Și am spus de vreo două ori, amin, fraților. Vine un frate bătrân la mine, spune, măi, frate, dragoste, bă, că tu cunoști o leacă prin Scriptură. Na, eu sunt merit, na, când mă da, Domnul, știi cum facem noi, așa. Și mă, ia spune tu mie, unde ai găsit în Biblie amin cu semnul întrebării? Dar noi îl mai spunem din inerție, știi? Când îi place, când adunare, așa. Am spune în 2 Corinteni 1:20, aminul pe care îl spunem noi, prin el, nu e spre slava predicatorului, e spre slava lui Dumnezeu. Fratele Iacobus Chindriș, un regretat prieten și tovarăș de slujbă, chemat de Domnul acasă la 54 de ani, cu două zile înainte, cu o seară înainte o fost la mine, un om deosebit. Povestea că la Cașvana cineva a avut un vis. Se făcea că în adunare a venit un înger și a început să-l împartă fițui de astea, hârtii la toți. Și toți citeau curioși, bă, el se uită, nimic, albă. Se uită la altul, bă, la voi ce scrie? Unul îi spune, îi notat fiecare amin care l-am spus noi la slujbă. Bă, se uită la el, nimic. Vine a doua, dar el era un om foarte raționar, foarte calm, el nu spunea amin în adunare. Vine duminică, iese fratele păstor în față, slăvit să fie Domnul. Adunare, amin, dar el de acolo, amin, amin, amin. Ăștia se uită la el, iar lăudați fie Domnul, amin, 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 amin. Unul se întoarce, ce-i pățit de aici cu tine? Băi, uite ce vis am avut, poate vă ajung din urmă. Voi câți de amin ați adus azi aici? Băi, cine nu putea aduce un taur de 3 ani, i-a spus Domnului Moise să prind un hulub, așa spunem. Adu un pui de porumbel, mă, da, adă ceva la adunare, măi. Consumator de har și oxigen, nu? Vinim cu ceva la adunare, aducem ceva la adunare. Dacă n-aveți nimic, aduceți un amin spre slava Domnului. Etapa de pregătire înseamnă învățătură, pasiune și curățire. Cred că va trebui să sar peste procedeul primirii efectivă a Duhului Sfânt, că nu este un procedeu standard. Noi nu avem o formulă magică, un cuvânt care să repetăm. Asta e prin credință. Petru, dacă nu se dă jos din barcă, nu umbla pe ape. Primirea Duhului Sfânt este un efect al credinței. Prin credință vorbim, dar timpul a trecut, noi trebuie să ne oprim. Aș mai spune numai Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Că mulți în care primesc Duhul Sfânt, dar l-au întristat. Urmarea botezului cu Duhul Sfânt îs daruri și roade din care rezultă călăuzirea Duhului Sfânt. Acum la darurile Duhului Sfânt, numai câteva gânduri, nu mai intrăm mai departe. Sunt unii care au argumente împotriva stăruință după daruri. Deși Biblia spune, umblați după darurile cele mai bune. Care sunt argumentele lui? Fraților, noi trebuie să căutăm pe dătător, nu căutăm darul. Nu-i frumos să ceri. Domnul, dacă știe că are nevoie, îți dă. Dar Pavel altceva spune în Biblie. Altceva spune. Alții spun, fraților, nu trebuie să umblăm după darul, noi trebuie să avem roada.
Dar Duhul Sfânt are și daruri și roade. Alții spun că când primești darul de la Duhul Sfânt, primești ceva periculos. E o luptă cu Duhul. E foarte periculos. De acord? Și dacă o cade un transformator de 110 kV, rămâne Oradea fără curent? Dar nu-i periculos să umble acolo? Eu am lucrat 35 de ani la cale ferată. Am fost și mecanic locomotivă. Pe locomotiva electrică în fir 27.000 de volți. 27.000 de volți intra la mine în cutia cei de tablă. La 1,5 metri. Nu trebuie să pui mâna. 1,5 metri te facea scrum. Am mai mulți colegi care au murit electrocutați. Și Dumnezeu mi-a arătat. În 35 de ani am știut bine la pensie. Dar când lucrez cu curentul, citești cartea tehnică, te uiți la protecția muncii, iei mănuși, iei galoși și umbli în locuri periculoase. Noi nu putem, nu vorbim de Duhul Sfânt, nu vorbim de darul că e periculos. E periculos, dar avem aici instrucțiunile. Asta e cartea tehnică. Ne spune Scriptura cum trebuie să umblăm cu darurile Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Și mai spun unii, darurile astea ale Duhului Sfânt tare aduc mândrie. Și tare te mândrești. E drept. Dar așa ce fără darul să mândresc? Și aceea să mândresc la fel, poate mai tare câteodată. Câte minute mai? 5? Câți? Hai. Când vorbim de argumentele astea, vă mai spun un lucru. Hai să mergem în Roman 12. Câteva condiții pe care trebuie să le împlinească un om care aspiră la darul Duhului. Roman 12:1. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Prima condiție. Trupul tău la îndemâna lui Dumnezeu. Întotdeauna. Păi dacă darul Duhului Sfânt e în tine, dar tu nu-l folosești, dacă tu ești proroc, dar nu vii la rugăciuni, stai acasă, că n-ai chef de rugăciune. La ce trebuie prorocia? Dacă tu cânți, și voi ați cânta frumos, i-am spus la Radu, mă, pune o cântare în cor. Cea mai frumoasă slujire din adunare mie, pentru mine, cântarea în cor. Și voi ați cânta frumos. Cânt aleluia, cânt și eu aleluia. Dar dacă eu am voce, m-a pus Dumnezeu să cânt, dar nu vin. Vin joi seara, cine începe cântările? Ăla nu a venit, ăla are treabă, ăla e în concediu, ăla e la mare, ăla e la mici. Și atunci, la ce trebuie darul? La noi era un frate care a venit la mine și a spus, frate Dragoș, tu cunoști frați prin țară, oameni, caut un grup de frați să vie să se roage pentru comitetul nostru ca Domnul să ne dea daruri. E biblic. Dar fratele acela care acum e un frate bun și scump, slujitor în adunare, avea năravul că nu prea venea la adunare. Și odată îmi spune, mai avea duminică dimineață, ăsta era în pijamale, mânca cireșă. Și atunci eu l-am întrebat, dar ce-ți trebuie darul? Nu poți mânca cireșă fără daruri, duminica? Frații mei, condiția ca Domnul să-ți dea un dar, trupul tău să fie în slujba Domnului. Pune-l în slujba Domnului. Am mai povestit de mult. Un prieten de-al meu, păstor, avea un nepot la el în Bosanci, cumnatul său era în Austria, și nepotul la 3 zile o răhnit în continuu. L-a dus la spital și l-a dat acasă, n-am ce face. Și el spune, băi, nu-i copilul meu, e alu cumnatul meu, spune că n-am avut grijă de el. Vrei să mergi până la moșul Jean Axinti, tata lui Octav, să facă o rugăciune, era un om al Dumnezeu. Măi, mergem. Am plecat după ora 11, nu mai știu exact, că nu vreau să spun minciuni. Dar am ajuns la Roma, Botoșani, la 12:30 și am spus, stați în mașină. Copilul răhnit până acolo, era negru. Zic, stați în mașină aici, eu mă duc să-l trezesc pe moșul, că-l cunosc mai bine și apoi poate face o rugăciune. Când am pus mâna la portiță pe zăvor, moșul era în costum cu pălărie după portiță. După aceea, domnule frate Jean, ce faci? Băi, ce să fac? Vă aștept. Eu dormeam, era bătrân. Mi-a spus Duhul Sfânt că veniți cu un copil bolnav, mă. Unde-i copilul? Zic că e mașină. L-am adus, s-a rugat, în momentul l-a tăcut copilul meu înalt, ca mine, prin graț, pe undeva. Eu am spus, băi, să te trezești noaptea un bătrân, să te îmbrăci frumos ca de adunare, să-ți aștepți să vii un copil bolnav să te rogi.
E ușor? Eu vă pun o întrebare. Când Duhul Sfânt îți pune noaptea o dorință să te rogi pentru adunarea Filadelfia, totdeauna o faci? Când Duhul Sfânt te pune, Filadelfia are nevoie de rugăciuni. Și mă scol noaptea și mă rog când spune Duhul Sfânt. Nu, eu mă întorc pe partea cealaltă și poate spun în gând, Doamne, ai milă. Trupul în slujba Domnului. Hai, spuneți amin. Doi, să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Mintea conectată la Dumnezeu. În grecești metanoie, dar eu nu știu grecești, dacă m-a întrebat un cuvânt, nu știu. Deci, mintea, să vă prefaceți prin înnoirea minții. Dumnezeu e ca o stație care emite 24 din 24. Că nu-L auzim noi, vina la noi că nu ne acordăm pe frecvența cerului. El ne vorbește de sfințenie, de lucrări, de venire și noi ne gândim la salare și la pensie și la fotbal și la nu știu ce. Și nu se interferează. Nu, nu, nu. El e pe o emisie, noi pe alta. Dar un slujitor al lui Dumnezeu își preface, își înnoiește mintea ca să deosebească bine voia lui Dumnezeu. Dacă un proroc nu deosebește bine voia lui Dumnezeu și prorocește, ce înțelege adunarea? Spune Pavel în Corinteni, dacă trâmbița dă un sunet încurcat, cine îți pregătește de luptă? Frații mei, dacă un predicator vine la învon și nu știe ce vrea să spuie, voi ce înțelege? Și așa noi prin redare pierdem, că nu stăpânim foarte bine limba asta română, care și așa e săracă. Și mai pierdem prin redare. Eu n-am nicio schiță, nicio virgulă, niciun punct în Biblie. Dar când am venit aici, m-a rugat, Doamne, ce trebuie să spun? Am în mintea mea o schiță de predică. Dar când vii total nepregătit, vii înaintea Domnului și tu nu știi ce vrei să spui, ce înțelege adunarea? Dar un slujitor își înnoiește mintea ca să deosebească bine voia lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Amin. Și versetul 3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia despre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, potrivit cu măsura de credință pe care ne-a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Ce înseamnă? Echilibru. Echilibru. Măsura de credință. Ce înseamnă măsură? Măsură la constructori îi cumpăna. Wasserwaage, dacă ați fost la austrieci, sub Imperiul Austriac. Când zidești un perete, îi pui măsura să iese drept. Când vine o prorocie, o cunoștință, o învățătură, eu pun Scriptura să văd, e dreaptă sau nu-i dreaptă. Și măsură mai înseamnă capacitate. Cât ești capacitat? Fiecare să prorocească după măsura de credință. Mă pregăteam să vorbesc despre darul prorociei, dar spun amin. Poate altă dată sau niciodată. Ce mai înseamnă simțiri cumpătate? Să nu ai un complex de superioritate care înseamnă mândrie. Și asta e păcat. Dar nici unul de inferioritate. Nu mă pun iradul, nu pot, nu-s bun la nimic. De unde e gândul ăsta? Că de la Dumnezeu nu-i. Ai simțiri cumpătate. Frate Radu, vrei să mă folosesc? Eu atâta pot, atâta știu. Vine un frate la mine, frate, predică două ceasă. Dar nu știu ce să spun două ceasă. Eu, așa ca să plictisesc adunarea, trag sanea pe uscat, numai... Deci, în lucrarea care o avem, avem simțiri cumpătate. Ne știm limita, ne știm măsura, ne știm capacitatea, nu avem nici complex de superioritate că suntem grosavi, nici de inferioritate că eu nu pot face nimic. Eu spun ca Pavel, în Filipeni 4:13, eu pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, ajută-ne! Mă opresc cu predicarea aici. La noi a fost un frate Tanța de la Cluj, nu bătrânul, un băiat de-a lui care știe multe versete. Și-o predicat la noi și sunt o grămadă de versete. Au predicat bine. Nu. La urmă cânta corul nostru o cântare, el a luat acordeonul, s-a dus în spatele de jurul și cânta la cor, făcea așa niște figuri. Da, n-au spus nimeni nimica. Și s-a dat înapoi, s-a împiedicat și a căzut pe spate cu acordeonul în mână. Ăsta corul s-a oprit, dirijorul l-a ridicat și el a spus, n-a să țineți minte predica mea, dar o să țineți minte că am căzut cu acordeonul peste mine.
Acum nu știu cât țineți minte din predică. O să mă țineți minte că am predicat mult, nu? Nevoie de Duhul Sfânt în sfințire, în slujire și la răpire. Dumnezeu să ne umple cu Duhul Sfânt. Amin. În problema botezului, pregătire, primire și păstrare. Despre darurile Duhului Sfânt am spus că trebuie să le avem. Nu vă uitați la cei care nu spun că nu trebuie. Trebuie să îndeplinim condițiile cerute de Dumnezeu și mai trebuie alte lucruri și vă las ca tema acasă să cercetați și Domnul să vă binecuvinteze.